Observați aici, modelarea culorilor. Punem mai întâi roșu, apoi amestecăm cu negru, ușor, și obținem zona aflată mai în umbră. Cu cât mă îndepărtez de zona, de partea luminată, adaug din ce în ce mai mult negru. Voi proceda la fel în cazul tuturor suprafețelor. Pentru că se numește Castelul Culorilor, fiecare turnuleț va avea o culoare, acoperișul cel puțin. Fiecare turnuleț va corespunde unei culori. Dacă vreți, puteți să-l faceți chiar în cele 7 culori ale spectrului solar, adică mai simplu culorile curcubeului, roc-vaiv. Fiecare își alege. Aici putem să valorăm, să modelăm galben. De exemplu, să fie turnulețul culorii galbene. Zona de umbră punem în galben-negru. Iar în zona în care lumina cade pe suprafață, punem galben și putem amesteca chiar și cu alb, ca să nuanțăm cât mai mult. Observați că griurile colorate, obținute de noi astfel cu ajutorul lui alb și galb și negru, sunt mult mai rafinate decât griurile obținute din non-culori, din alb și din negru. Putem face acest turnuleț, turnul culorii violet. În zona de lumină adăugăm alb și în zona din umbră vom pune negru. Și voi veți continua tot așa. Aici doar v-am arătat cum modelăm culoarea cu ajutorul lui negru și lui alb. Nu uitați să schimbați apa când e foarte mult vară. Și să vedem cum veți reuși să faceți soarele tot folosind aceeași tehnică a modelării culorilor. Nu trebuie să fie neapărat galben. Nu e obligatoriu. Puteți face chiar și o parte întunecată, pentru că și soarele are puncte negre. Dacă sunteți curioși, puteți citi câte puțin. Da, dacă sunteți curioși, puteți să aflați mai multe despre soare și ce sunt acele puncte negre care nu sunt vizibile cu ochiul liber, bineînțeles. Dar noi folosim acest pretext pentru a modela culorile. Și pentru a obține fete mult mai picturale. În continuare, depinde de voi ce alegeți, cum alegeți să realizați tema. Puteți folosi pensule de dimensiuni diferite.
Dar nu uitați să modelați, nu uitați să amestecați cu alb și cu negru și să obțineți griuri colorate și să aveți cel mai frumos castel al culorilor. Deci, în permanență, nu uit să amestec, să degradez culoarea cu ajutorul albului. Aștept interpretarea fiecăruia dintre voi, să vedem cum reușiți să le îmbinați și să obțineți un minunat castel al culorilor. Desigur, puteți adăuga personaje care pot fi din jocurile voastre, pot fi din cărțile citite, din imaginație, fiecare poate să își redea cum dorește, poate să integreze în acest castel, nu e obligatoriu să faceți identic, puteți face cum doriți voi castelul. Ideea este să reușiți să modelați culoarea cu alb și negru, să nuanțați de la roșu spre oranj cu ajutorul lui galben, amestecându-le, și să aveți și griuri colorate, cum sunt aici, aici, da? Bun. Modelarea culorii o aveți aici, în exemplul acesta negru. Puneți în roșu negru și astfel treceți de la închis spre deschis, obțineți griuri colorate.